Deci, la pagina 36, practic 37 începe textul propriu-zis, avem un text biblic, două chiar, pe care le voi citi. Ați găsit notele noastre? Ați găsit. Good. Se numește Familie și sinucidere. Și primul text care este acolo este 1 Samuel, capitolul 31, versetele 4 la 5. Saul a zis atunci celui ce-i duce armele, scoate-ți sabia și străpunge-mă, ca nu cumva acești netăiați împrejur să vină să mă străpungă și să-și bată joc de mine. Cei ce-l ducea armele n-a voit, căci era teamă, nu? Cum să omori pe împăratul. Și Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea. Cel ce ducea armele lui Saul, văzându-l mort, s-a aruncat și el în sabia lui și a murit împreună cu el. Iar în Noul Testament, în Matei 27:5, caz cunoscut, Iuda a aruncat arginți în templu și s-a dus de s-a spânzurat. Voi începe seminarul cu două cazuri. Unul dintre ele este trecut în notele dumneavoastră, primul caz cu mieluț. Despre situații pe care le discutăm astăzi, în special în dimineața aceasta. Și dacă vă uitați acolo, mieluț este singur la părinți. Este un tânăr deosebit, un tânăr care iubește pe Domnul, un tânăr care de la 15 ani a început să vestească cuvântul Domnului printre tineri, bineînțeles. Probabil partea lui dificilă era că era un perfecționist. Știți, perfecționismul este o boală, o problemă în familie. Pentru că este ori soțul, ori soția care, dacă nu ai așezat prosopul în baie, cum îl așează soția sau soțul, deja ai probleme în casă. Sau dacă ai strănutat și n-ai ținut mâna la gură de fiecare dată, deja toată casa e plină de germs. Sunt oameni, deci, care nu știu să-și controleze perfecționismul și fac probleme în casă, fac probleme în familie. Este o temă specială pentru familie, pentru conferință de familie. Ei, Mieluț era un perfecționist, dar era un om care lucra în privința aceasta. Deci dacă vrea să facă ceva, făcea perfect, omenește vorbind. Curățenie, între tineri, la școală, numai nota 10 avea. A intrat și la facultate. Primul an a încheiat anul cu 10. În anul al doilea s-a întâmplat ceva cu el ce n-a putut să se explice. A luat un examen cu 6 și a pierdut două examene. Fapt care l-a determinat ori să redea examene, pentru că ai voie la facultate să ceri să te reexamineze, ori să repeți cursul ăla. A venit timpul să se ducă în vacanță și nu a putut să meargă acasă, cum să spună el perfecționist, copil iubit de părinți, copil unic la părinți, el pe care toată lumea îl știe că toate le face perfect, cum să spună că a pierdut două examene? A fost așa de mare stresul pe el, încât în ziua în care tocmai vorbise cu părinții, că să-l aștepte, că se duce acasă, s-a dus în clădirea în care avea dormitorul, s-a urcat pe clădire la etajul 7 și de acolo s-a aruncat în neființă. S-a sinucis. Al doilea caz, care nu este în note, v-am scris un caz acolo pentru ca să știți cum
ce se întâmplă. Al doilea caz este această tânără credincioasă. Se numește Nela. A absolvit o facultate, are un loc de muncă și la vârsta de 23 de ani pe care i-are, are un salar de aproape 100 de mii de dolari pe an. Deci, foarte inteligentă, foarte harnică. La biserică conduce un grup de tineri care sunt îndrăgostiți de ea și de dăruirea ei și de felul în care ea lucrează. Este bucuria părinților ei și bucuria bisericii. Ca orice tânăr și tânără, Nela s-a îndrăgostit de Fănel. Să eu îmi schimbam numele, ca să nu, deci numele care sunt în curs nu sunt numele reale. Cazurile sunt reale. Un tânăr ambițios, harnic, un lider printre ceilalți lideri. Este fiul unei familii fondatoare a bisericii în care Nela se închine Domnului. S-au logodit și acum se pregătesc pentru nuntă. Cu două săptămâni înainte de nuntă, fără nici cea mai mică urmă de gând de felul acesta, Fănel a anunțat-o pe Nela că rupe logodna cu ea și nunta nu mai are loc. El a spus, am găsit o altă fată mult mai frumoasă decât tine și dintr-o familie mai înstărită. Sigur că dacă vorbea cu mine, eu spuneam că este un idiot, dar n-a vorbit cu noi. Nela s-a dus îngrozită și a vorbit cu părinții ei. Părinții, oameni temători de Domnul, nu? S-au dus și au vorbit cu părinții lui Fănel. Aceștia nici nu au vrut să stea de vorbă cu ei, i-a refuzat rece și categoric. Ne găsim consolare, neînțelegând de ce Dumnezeu a permis o astfel de lovitură pentru ea și neputând să îndure rușinea celor care peste două săptămâni trebuiau să vină la nuntă, s-a dus la gară, mai spre seară, s-a uitat într-un colț unde era lume mai puțină și a așteptat primul tren. Și știți ce se întâmplă mai departe. S-a aruncat sub tren. Singura ei soră, rămasă în viață, și prietena ei cea mai bună, când a auzit de ce s-a întâmplat cu sora ei, a făcut un șoc psihic, după care timp de 5 ani de zile a fost internată prin sanatorii de boli mentale, perioada în care a avut 6 tentative de sinucidere. Sinuciderea, parcă este rușine să vorbești de ea, este un fapt care a prins și comunitatea română. Nu trebuie să dăm nume, dar cel puțin în ultimii 5, 6, 7 ani de zile, în comunitățile noastre române sunt peste 8 sinucideri, de aici în Statele Unite. Și este o problemă atât de delicată și de gingașă, încât cei rămași în urmă, de multe ori nefiind ajutați scriptural, nefiind ajutați de specialitate, la rândul lor contemplează să-și ia viața. Și atunci, știind aceste lucruri, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să studiez puțin fenomenul acesta, sinuciderea. Pentru că
Vreau să știm. Vrem să știm. Și nu vreau să spun nimic ca o certitudine, dar probabil că sunt chiar și între noi, din cei ce sunteți aici, care v-ați gândit vreodată la această faptă ieșită din obișnuit. Cei ce rămân în urmă după un astfel de act, după sinucidere, au cele mai mari coșmaruri, pentru că dacă nu e cine să-i ajute și cum să-i ajute, problema se amplifică. Adevărul este că Sfânta Scriptură vorbește puțin despre sinucidere. Nu există o teologie biblică solidă care să ne pună în picioare ca și în alte doctrine, ca și în alte învățături biblice și să știm ce să facem sau să nu facem. Comentariile biblice sunt puține, sunt 5 texte biblice în Scriptură despre sinucidere. Am să vi le dau. În Vechiul Testament este sinuciderea lui Abimelec, judecător 9:54. Este Samson, în judecător 16:28-31. Și acesta este un text care dă multă bătaie de cap teologilor și în special celor ce, ca și mine, eu predau etică creștină la Institutul din București, moralitate creștină. Samson este omul care a zis să mor împreună cu filistenii și a împins și a venit casa pe el. Și Evrei 11 îl numește un erou al credinței, nu? Este greu, un pasaj greu. Al treilea este Saul, 1 Samuel 17:23. Al patrulea este Zimri, 1 Împărați 16:18. Și apoi, bineînțeles, în Noul Testament avem această relatare despre sinucidere a lui Iuda Iscariotian. Cum a fost privită sinuciderea în biserica primară, cum este privită de-a lungul timpului și cum este privită astăzi? În primele 3 secole ale bisericii creștine nu s-a abordat problema sinuciderii deloc. Am cercetat în istorie și în istoria biblică se pare că fericitul Augustin, așa se numește, este unul din sfinții bisericii, din părinții bisericești, deci din autorii teologiei creștine. Sfântul Augustin a trăit între anii 354-430, un teolog profund. Sfântul Augustin a fost, cred că, primul teolog care a abordat foarte vag problema sinuciderii. Pentru Augustin, sinuciderea este în afara legii lui Dumnezeu, deci nu poate fi acoperită de jertfa lui Dumnezeu, spune Augustin, este condamnabilă și pentru Augustin, spune, sinuciderea este tipică doar minților slabe. În Evul Mediu, cel mai mare teolog romano-catolic, Thomas Aquinas, s-a născut în 1225, a murit în 1274. Nu a trăit mult, 50 de ani, dar a scris mult și a fost un teolog de excepție. A fost supranumit doctorul angelic, doctorul bisericii, așa de profund era în teologie. Thomas Aquinas spunea: porunca divină să nu ucizi din Exod 20:13 se referă deopotrivă la a ucide și la sinucide. Deci, pentru Thomas Aquinas, sinuciderea este similară cu ucidere, de aceea o persoană care s-a sinucis nu va mai vedea mântuirea niciodată. În anul 452, la conciliul sau conferința, dacă vreți, sau la congresul, așa se numeau, concilii sau sinoade,
Biserica de Răsărit numea congresele sinoade, deci și astăzi în Biserica Ortodoxă se numește Sinodul Bisericii Ortodoxe. Este terminologie greacă, iar Biserica de Apus, Biserica de Roma, numea Conciliu. Noi numim Congres. Deci în anul 452, la Conciliul de la Arles, Biserica și preoții și episcopii au condamnat în sfârșit oficial sinuciderea. În anul 533, la al doilea conciliu al Bisericii de la Orléans, s-a decretat că a pomeni în liturghiile creștine pe cei ce s-au sinucis este strict interzis. De asemenea, a se face vreo slujbă în memoria unei persoane care s-a sinucis este condamnabil și nu are efect salvator, pentru că biserica a început deja să degenereze în învățătură despre morți. În anul 563, în conciliul de la Brag, s-a hotărât ca biserica să nu mai înmormânteze pe cine să se sinucide. Mi-aduc aminte când eram copil, în satul în care m-am născut, s-a sinucis o femeie acolo și preotul n-a vrut să o îngroape. De obicei, mortul era dus cu cai sau cu boi la cimitir. Pentru că s-a sinucis, au înjugat doi bivoli, deci, pentru că erau negri, și au dus-o la groapă, dar groapa a făcut-o la o margine de pârâu, n-au făcut-o în cimitir. Deci poziția aceasta că nici să nu-i îngrop pe cei ce s-au sinucis este una veche. În anul 693, la conciliul de la Toledo, s-a hotărât cu pedeapsa de a excomunica din biserică pentru 2 luni de zile pe cei ce au avut o tentativă de sinucidere, dar nu le-a reușit. Deci dacă au vrut să se sinucidă și n-au murit oamenii, erau excluși din biserică pe 2 luni de zile ca să se pocăiască. În Evul Mediu, din anul 590 până în 1095, arbitrar este această Evul Mediu, au început să se impună legi privind sinuciderea. Legile acestea erau de fapt o copie a doctrinei bisericii. Și legile care s-au impus erau acestea. Cei ce se sinucid să nu fie înmormântați de către biserică. Corpurile lor, trupurile lor moarte pot să fie vandalizate și desacralizate. Era o barbarie totală. Astfel că în Evul Mediu asistăm la oameni care s-au sinuciși, erau duși pe stradă, tăiați în bucăți și aruncați la animale și la câini vagabonzi. Sau spânzurați în copaci să fie mâncați de păsările cerului. Superstiția și misticismul, ignoranța și absența cuvântului Scripturii au dus la aceste practici barbare. Lumea a început însă să se civilizeze în anul 1882. Anglia este prima țară creștină din lume care a decretat că o persoană care s-a sinucis poate și trebuie să aibă un funerar decent ca oricare alt mort și să rămână business-ul lui Dumnezeu dacă mortul acela va fi mântuit sau nu. Oamenii să fie civilizați și să îi îngroape. Este prima hotărâre civilizată în aproape 2000 de ani. În Statele Unite, frații mei, sinuciderea a devenit a 10-a cea mai numeroasă formă a morții. Anual, peste 35.000 de oameni mor prin sinucidere în Statele Unite. 35.000. 2.000 de persoane au tentative de sinucidere în fiecare zi în America și din acestea 85 ajung să moară. Potrivit statisticilor de la ONU, Organizația Națiunilor Unite, mondial
Se estimează că anual se sinucid peste 500.000 de oameni. Este uimitor, nu, să auzi atâtea lucruri care îți iau liniștea și îți iau pace. Și atunci când auzim aceste lucruri, se pune o întrebare. Și o veți acolo la început, ce cauzează o sinucidere? De ce se omoară oamenii? De ce se sinucid? Potrivit doctorului specialist în psihologie și laică și creștină, doctorul Edwin Schneidman, care este fondatorul Asociației Americane de Suicidologie. Aș vrea să vă spun că în românește, în engleză e suicide. În românește, m-am uitat în dicționarul limbii române moderne, au introdus și în dicționarul limbii române moderne, nu numai sinucidere, veți găsi suicid. Deci românii spun la sinucidere acum și suicid. So, potrivit doctorului Edwin Schneidman, fondator Asociației Americane de Suicidologie, cea mai bună descriere pentru cauza unei sinucideri este durere psihologică. Această durere psihologică, spune doctorul Edwin, face o rană adâncă a inimii și a sufletului, o amărăciune atât de cumplită care cuprinde mintea. Este o durere psihologică care se manifestă printr-o stare de rușine extremă, de vinovăție fără iertare, de frică nevindecabilă, de singurătate absolută, de groază paralizantă de a deveni bătrân și neputincios, o povară pentru copiii tăi care abia așteaptă să scape de tine. Sinuciderea este cauzată de asemenea de o teamă acută de a fi abandonat în urma inutilității pe care cineva o capătă devenind handicapat. O persoană care îi se taie mâna sau picioarele intră într-o stare de psihologie depresantă, atât de acută, spune doctorul Schneidman, încât ființa aceasta consideră că nu mai poate să trăiască și nu mai are rost să trăiască, de aceea își pune singură capăt vieții. De asemenea, doctorul Schneidman enunță 5 cauze majore pentru depresie. Prima, pentru sinucidere. Unii își iau viața, spune el, datorită nevoii lor de a fi iubiți, acceptați și apreciați. Fiindcă nu sunt iubiți, nu sunt acceptați și apreciați după felul în care ei înțeleg să fie iubiți, acceptați și apreciați, consideră că nu mai este util pentru ei să trăiască și de aceea se omoară, se sinucid. 2. Unii simt nevoia acută de a fi în control pentru a ajunge pe piedestalul imaginat. Neputând să ajungă pe piedestalul acela, se simt înlăturați de cei din jur, ca să iasă din criză pentru că nu s-au realizat. Sfârșesc prin a se sinucide. 3. Unii cred că imaginea despre ei a fost atât de mult denaturată prin acuzații nedrepte, minciuni și fabricații neadevărate, încât nu mai pot să iasă în societate de rușine, simțindu-se înfrânți în personalitate, umiliți și disgrațiați de oameni fără considerație pentru personalitatea cuiva. Nemai având un grup real de sprijin, astfel de oameni pleacă în neant, se sinucid.
4. Pentru unii, relațiile lor cheie au fost rupte, iar rezultatul este frustrarea peste măsură și lipsa de posibilitate de a se afirma, pierzând aceste relații. Și această categorie sfârșește în sinucidere. 5. Pentru unii, neîmplinirea în viață se manifestă printr-o mânie excesivă, turbare și ostilitate. Dacă nu se pot impune, atunci găsesc sinuciderea ca o formă de manipulare a celor din jur. Amenință că se omoară și pentru că n-au putut domina în viață, o și fac, se omoară pentru ca cei din urmă să rămână cu o vinovăție continuă pe conștiința lor. Tipic persoanelor care contemplează și procedează la sinucidere este o stare mentală numită constricție. Deci starea mentală pe care o persoană sinucigașă o are se numește constricție sau viziune de tip tunel. Viziune de tip tunel, acestea sunt termenii tehnici. De ce spun o viziune de tip tunel? Pentru că oamenii aceștia ajung, așa cum se folosește mereu expresia între oameni, să intre în criză, nevăzând o ieșire din criză, fie dintr-o sărăcie mare, fie dintr-o boală incurabilă, fie dintr-o abandonare, fie din pierderea unui drag, fie că vrea să manipuleze pe cineva, nevăzând lumină la capătul tunelului, ei se numesc oameni cu viziune de tip tunel și oameni care, dacă toți sunt în întuneric, vor să rămână în întuneric. Acum, s-a observat că sunt mai mulți bărbați care se sinucid decât femeile. Mai mulți bărbați. Bărbații folosesc metode mai violente pentru a se sinucide. Pușca, cuțite, mașini, adică arme de foc. Și evident că mor. Femeile folosesc mijloace mai neletale, să spunem așa. Pastile, ștaie venele. Și de aceea rata de mortalitate între bărbați și femei care se sinucid este că bărbații mor mai mult decât femeile. Problema este că odată ce o persoană a încercat să se sinucidă, gândul acesta o urmărește continuu, persoana aceasta trebuiește urmărită îndeaproape ca să fie ajutată în orice formă, pe cât se poate de mult. În unele cazuri va fi greu de ajutat, acum acesta este un caz public, de aceea putem folosi numele. Ați auzit pe pastorul Rick Warren, care numai anul trecut a trecut prin această criză, când băiatul dânsului de 27 de ani s-a sinucis și spunea Rick Warren, a mai încercat să se sinucidă, l-am urmărit îndeaproape, i-am plătit cele mai bune tratamente posibile care există în lume la ora actuală, cele mai bune spitale, cei mai buni doctori și totuși într-o zi a reușit să cumpere o armă de pe internet și să-și pună capăt vieții. Deci cine încearcă odată să se sinucidă este urmărit de gândul acesta să îl realizeze până la urmă. Însă, vorbind despre subiectul acesta atât de dificil și care, cum am spus, este acum și în comunitatea română și aici în asta americană, sunt câteva cauze frecvente pe care le aveți și dumneavoastră în notiță, care duc la sinucidere.
Prima cauză este depresia. Aveți acolo depresia. O persoană depresivă a trecut printr-unul sau mai multe evenimente peste care nu mai are putere de control. Rezultatul emotiv este o stare de tulburare mentală și psihică care duce la consecințe tragice. Avem chiar și în bisericile noastre persoane depresive care sunt cazuri de suicid gata să se întâmple. Însă sunt greu de recunoscut, de pus degetul. Aceasta este o persoană de tipul acesta pentru că în mintea și în inima lor, știind consecințele negative ale sinuciderii, știind felul în care oamenii privesc lucrul acesta, știu să-și ascundă sentimentele și știu să se ascundă în planurile lor de a face ceva. V-am spus eu la timpul potrivit, vă reamintesc cu această ocazie, pot să vă spun că mă găseam în Spania și am predicat cuvântul Domnului într-un oraș mare din Spania, într-o biserică de-a noastră românească și s-a întâmplat ceva cu mine când am ajuns la biserică. De obicei, ca și când vin la acasă, la biserică, la Emanuel, mă duc pregătit. Știu ce urmează să vă vorbesc în ziua respectivă. Așa sunt pregătit, am mesajul pregătit. Când am ajuns la biserică, păstorul mi-a spus, o să avem o jumătate de oră de rugăciune și cântare și pe aia vorbiți dumneavoastră. Bine. Și în timp ce se cânta, am auzit un glas. Lazare, schimbă-ți mesajul. Prima dată nu mi-am dat seama, m-am gândit că păstorul vorbește cu mine. Și ca să fiu sigur, l-am întrebat, ce ați spus? Și nu am spus nimic, frate Gog. Nu mi-am dat seama că mă cercetează Domnul. Și am stat și m-am rugat așa în taină și am spus, Doamne, dacă Tu ai vorbit, vorbește-mi din nou. Și nu mi-a vorbit din nou, așa cum eu vă predic. Deci l-am auzit clar. Lazare, schimbă-ți mesajul. Și atunci am vorbit cu Domnul în Duhul meu și am zis, Doamne, dar ce mesaj să spun? Oricum sunt așa de obosit că vin din alt oraș mare, am venit cu trenul, n-am apucat să mă odihnesc. Cum? Deci schimbă-ți mesajul. Bine, dar ce să... Și Domnul mi-a zis, deschide Biblia acolo. Am deschis Biblia acolo și a zis, de aici predici. Bine, Doamne, așa fac. M-a rugat Domnul să-mi dea Domnul cuvânt. Și am predicat. Când s-a terminat serviciul divin, trei persoane din biserică, două femei și un bărbat m-au abordat. Și a zis, vrem să vorbim cu dumneavoastră. Fiecare pe rând așa, vrem să vorbim cu dumneavoastră, frate Gog. Am vorbit cu o soră prima dată și a zis, frate Gog, vreau să vă arăt ceva. Și și-a luat geanta, femeia și-a deschis geanta și a zis, uitați-vă în geanta mea. Și am zis, soră, eu nu mă uit în geantă la nimeni, nici la soție nu mă uit în geantă, nu mă uitați noastră în geantă. Și a zis, nu frate, eu sunt o femeie cu minte, zice, nu, eram biserică, după ce terminase serviciul divin, dar vă rog să vă uitați în geanta mea. Și m-am uitat în geantă, dacă femeia a spus să mă uit în geantă. Avea o sticlă de whisky în biserică, sticlă de whisky și două flacone de pastile, mi-a spus dânsă că sunt tranquilizante din acelea cu narcotice puternice, cum e Vicodinul la noi în America. Câte 40 mi-a spus în fiecare flacon. Și am zis, dar ce faceți dumneavoastră cu whisky la biserică? Zice, frate Gog, Domnul zice, v-a trimis în biserica aceasta pentru mine astăzi. Și am zis, cum? Zice, am 7 copii și de un an de zile sunt într-o stare atât de depresantă și de disperată, m-a abandonat și soțul și nu mai văd nicio ieșire. Și astăzi mi-am pus de gând să mă sinucid.
Cineva m-a învățat și a spus că dacă beau pastilele acestea cu alcool, nu știu ce efect are alcoolul cu tranchilizantele acelea, blochează ficatul așa de puternic că nu te mai poți trezi. Și a zis, am 80 de pastile, le beau pe toate să nu mă mai scoale nimeni. Și am zis că dacă Domnul nu-mi vorbește, ce frate, eu nu i-am dat ultimatum la Domnul, dar am zis, Doamne, m-am rugat și am postit, abia mai stau pe picioare, dar dacă Tu nu-mi vorbești acum, eu nu mai are rost, mă sinucid. Și în seara asta după biserică, de aceea am și venit cu ele la biserică, am zis că mă duc, le dau de mâncare la copii și mă închid în dormitor și îmi beau astea și mor. Dar Domnul zice, v-a folosit să mă treziți din somnul morții. Atunci mi-am dat seama că de ce mi-a vorbit Domnul și a zis, schimbă-ți mesajul. M-am rugat cu dânsa, m-am bucurat. A venit cealaltă, a zis, frate Gog, știți de ce ați venit la biserică în seara aceasta și ați predicat ce ați predicat? Și acum, știind cu ce a zis, știu, ca să se salveze anumite vieți. Zice, da, zice, pentru mine ați venit. Pentru mine ați venit. Frate Gog, eu sunt mamă la 5 copii, dar am ajuns de peste 3 ani de zile într-o stare atât de disperată și nu mai este ieșire pentru mine. Apartamentul în care locuiesc cu copiii nu este departe de calea ferată. Știu mersul trenurilor, frate Gog, în seara aceasta m-am hotărât să-mi pun capul pe linia ferată. Am fost hotărâtă 100%, dar mi-a vorbit Domnul în seara aceasta și parcă m-a trezit din morți. Și vreau să vă mulțumesc că ați ascultat de vocea Domnului să predicați ce v-a spus Domnul. De parcă știu că parcă l-a auzit pe Domnul, că mi-a vorbit mie Domnul. Frate celălalt la fel. Depresia este una din cauzele majore pentru sinucidere. Oamenii ajung în stări din acestea în care spun, gata. Nimeni nu mă mai înțelege, nimeni nu mă ajută, nimeni nu mă iubește, nimeni nu mai este pentru mine. Desigur că se exagerează când se vorbește așa, dar așa înțelege om. Pe lângă asta, dacă, de exemplu, suferă de multă vreme, este bolnav de multă vreme, bolnavă de multă vreme, doctorii au ajuns să te trateze acum așa, când te vede că te duce la spital, zice, pe ăsta îl știu, pe asta o știu, zice, iar a venit, nu mai putem face nimic. Persoana se simte, creștină fiind, se simte abandonată, se simte în plus pentru familie, în plus pentru biserică, în plus pentru prieteni, o povară pe doctor, pe bugetul familiei, în depresie și depresia aceasta duce la sinucidere. A doua cauză majoră, o aveți în notele dumneavoastră, ieșirea din durere. Ieșirea din durere. Cum spuneam, tehnic, o persoană cu gând sinucigaș are o vedere de tip tunel, așa se numește. Deci este ca și într-un tunel întunecos, unde numai întuneric vede. Și atunci, pentru că este în tunelul acesta, în mintea ei, când spun mintea ei, mintea persoanei, fie este bărbat sau femeie, fiind în tunelul acesta, când lucrurile negative se înmulțesc în experiența acestei persoane. De exemplu, n-a fost suficient că a murit soțul. S-au mai apucat și copiii de probleme urâte. Au devenit vagabonzi. O rușine pe comunitate. Partea financiară este la pământ. Rudele și biserica nu pot să o mai ajute. Când se acumulează toate lucrurile acestea, ca o procedură de a ieși din durere, își pune capăt. Deci folosește sinuciderea ca și o ieșire din necaz, din probleme. 3. O altă cauză majoră pentru sinucidere este răzbunarea. Din nefericire și între creștini
Există, ca și în lume de afară, acest gând. Dacă lucrurile din familie nu se mai rezolvă, crizele din familie nu mai încetează, tata și mama nu mă mai iubesc, spune băiatul sau spune fata, pentru ei nu o să mă pot realiza niciodată în viață, nu o să ajung nimic vreodată în viață, pentru ei nu sunt bun de nimic, atunci unii se răzbună pe părinți, se răzbună pe soț, se răzbună pe soție, se răzbună pe familie. Și cum se răzbună? Luându-și viața, lasă note foarte grele, că foarte mulți care se sinucid lasă o notă, lasă note foarte grele în care pun pe conștiința celor rămași în urmă toată greutatea și toată vinovăția faptei pe care au comis-o și de acolo încolo să judece Dumnezeu între ei. Este ușor de spus, este disperat să ajungi la astfel de gesturi și de asemenea este o teroare și o povară psihică pe cei ce rămân în urmă. Și cauza numărul 4, cauza majoră de sinucidere, este neajutorarea. Neajutorarea. Aceasta se vede în special persoanele care suferă foarte mult și în special cele cu boli terminale sau familiile în care unul din soți este extrem de abuziv. Extrem de abuziv. Și cealaltă persoană, soția sau soțul, neajutorați complet sau se simte, se vede, adică s-a remarcat în persoanele handicapate și persoanele bătrâni. Decât să spune să rămân povară pe copii care și așa nu mă vor, aceasta este expresia, decât să rămân o povară pe nu știu cine, pe prieteni, pentru că nu mi-am pe nimeni, starea aceasta de neajutorare îi duce pe oameni la hotărâri din acestea foarte, foarte drastice, cum este sinuciderea. Se estimează că 25% din cei ce se sinucid consideră că toate opțiunile de recuperare pentru ei ca să-și revină la normal s-au epuizat și de aceea singura soluție este aceasta. Cum să venim în ajutorul celor ce contemplează sinucidere sau au avut tentative de sinucidere? Cum se poate veni în ajutorul lor? Se poate veni în ajutorul lor. Bineînțeles, dacă în casele noastre s-ar putea întâmpla, și se poate întâmpla în orice casă, dacă în biserică, dacă printre prieteni, dacă în cercul din care facem parte sunt oameni care contemplează sinucidere, în general este bine să te uiți la oamenii care au stări depresive îndelungate, stări depresive acute. Când starea lor îi duce în situații în care evită orice discuție cu cei din jur, orice discuție cu familia. Când starea lor îi duce în situații să se închidă în casă și în casă să închidă toate geamurile, toate jaluzelele, să fie întuneric, să nu fie lumină deloc. Când starea lor îi duce în situații să refuze să mai mănânce. Oamenii aceștia, care poate soțul, soția, copiii, mama, tata, prietenii, membrii bisericii, trebuie să li se dea o grijă aparte, o atenție aparte. Chiar și autoritățile trebuiesc notificate, autoritățile medicale și legale, pentru că avem situații dificile, avem situații care ne pot pune în poziția unei experiențe de felul acesta. Ca să-i ajutăm, trebuie să vedem cum este comunicat un gând sinucigaș. Uitați-vă notele dumneavoastră. Primul este tentativa de suicid sau de sinucidere. Aceasta este cea mai directă comunicare de tendințe sinucigașe. Omul a ascuns, persoana aceasta a ascuns, dar când a făcut-o, probabil a reușit,
Dar dacă n-a reușit, persoana aceasta trebuiește să fie luată de familie, de prieteni, de biserică, sub observație continuă. 2. Amenințarea cu sinuciderea. Orice formă de amenințare trebuie luată în considerare. Pentru că știți ce? Cei ce fac astfel de amenințări sfârșesc în a le împlini, a comite astfel de lucruri. Apoi, semnele suicidale. Dacă în familie, notați acum acest lucru pentru că este foarte important, dacă în familie, dacă între prieteni, dacă în cercul din care faci parte, auziți următoarele expresii, ce vă spun este rezultatul la zeci de mii de cazuri studiate. Deci am făcut o cercetare amănunțită în domeniul acesta pentru ca să pot să aflu informații cele mai bune, pentru că, vă spuneam, teologia biblică este foarte, foarte redusă. Doar spune că s-a omorât atâta. Și cu cazul lui Samson ne pune în încurcătura aceea teribilă că el a zis să mor împreună cu filistenii și a sfârșit să fie eroul credinței. Iar la Saul s-a aruncat în sabie și spune, Domnul te-a lepădat. Deci suntem într-o dilemă mare și atunci trebuie studiată îndeaproape. Când în familie sau când între prieteni sau când în cercul din care faci parte se aud vorbe de felul acesta, o să fie mai bine fără mine. Asta poate duce în final la o apropiere mai mare, o vorbă din aceasta repetată, la o apropiere mai mare de gând de sinucidere. Sau, viața nu are nicio atracție pentru mine. Sau, urăsc să mai am încă o zi ca aceasta. Sau, dacă auzi întrebări de felul acesta, oare cei ce se sinucid mai au mântuire? Ceva e în mintea acestei persoane. Sau, dacă auzi întrebarea aceasta, oare ce gândește Dumnezeu despre o persoană care se sinucide? Este ceva în spatele minții acestei persoane. Apoi, o altă comunicare, activitate suicidală. Sunt multe aspecte care vorbesc despre activitatea sau tendința de sinucidere. De exemplu, căutarea și efortul insistent, nemai întâlnit ca persoana aceasta să-și achite toate datoriile, să-și rezolve toate problemele financiare, să-și pună testamentul la punct, chiar și aranjamente funerare face, dă familiei explicații amănuncite despre ce ar putea să se întâmple dacă. Acestea sunt comunicații, tendințe suicidale. Pe de altă parte, simptome sinucigașe. Cum spuneam, o suferință prelungită în care nu se întrezărește nicio ieșire. O suferință care apoi degenerează în depresie. Rugăciuni multe și n-ai răspuns la rugăciunile acestea. Duc și comunică de multe ori gândurile acestea, pentru că atunci când auzi mereu repetându-se, pe mine nu mă mai iubește Domnul, mie nu mai vorbește Domnul, de mine nu se mai îndură Domnul, pe mine nu mă mai aude Domnul. Melancolia aceasta și plângerea aceasta vorbește despre oboseala de a mai trăi. Și apoi există crize recente. Multe sinucideri au fost comise în urma unor crize traumatice recente. Pentru că oamenii reacționează diferit la evenimente diferite. De aceea suntem soț, soție, suntem la o conferință de familie. Nu vă mirați că unul dintre dumneavoastră
la același lucru, zice, e mare problemă, și celălalt vede sfârșitul lumii. Pentru că reacția este diferită la aceeași problemă. Caz specific avem noi în Scriptură, cazul pe care îl știți foarte bine, nu? 12 apostoli sunt cu Domnul Iisus Hristos în corabie. Sunt în aceeași corabie, cu același Domn atotputernic, pe aceeași mare, în aceeași furtună. Dar trei evangheliști vorbesc despre ce se întâmplă pe marea aceasta. Și Duhul Domnului ia pe fiecare evanghelist în primire și pe fiecare îl folosește tocmai să descopere această psihologie care este în mulțime. De exemplu, unul din ei spune, atunci zice ucenicii, asta nu semnează că toți, unii din ucenici, atunci ucenicii au venit la el și au zis, învățătorule, învățătorule, ce facem? Pierim! Deci nicio speranță! Alt evanghelist spune, atunci ucenicii au venit și au spus, învățătorule, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Ca și mine și ca și tine, am început să-l certe, pe musle pe Dumnezeu. Nu mai auzi, Doamne, nu mai vezi, nu mai... Și apoi Matei este cel care spune, deci atunci ucenicii au venit și au spus, Doamne, scapă-ne că pierim. Ați văzut? Trei reacții diferite, în aceeași furtună, în aceeași criză. Deci ea... În casă să nu ne surprindă și să zicem, dar nu am crezut că, știu eu, banalizez, dacă a pierdut $5, gata, ai sfârșitul lumii. Păi poate să fie sfârșitul lumii pentru o persoană. Crize recente. La crize oamenii reacționează. Deci acestea trebuie să fie luate în atenție când este vorba despre sinucidere. Mituri privind sinuciderea. Ne uităm și la aceste mituri și apoi luăm o mică pauză că este prea intens și să nu obosim și intrăm apoi la analiza îndeaproape a acestui fenomen cu niște întrebări care ne pot lumina. Mituri. Deci sunt câteva povești, câteva mituri despre sinucidere. Primul. Sinuciderea și tentativa de sinucidere fac parte din aceeași clasă comportamentală. Nu este drept. Nu este drept. Sinuciderea prinde toate clasele. Și bogat, și sărac. Și bogat, și sărac. Și credincios și necredincios. Deci e să nu mai vorbim cu gândul de felul acesta sau cu o expresie de felul acesta, asta în biserică nu se întâmplă. Să dea Domnul să nu se întâmple. Dar oamenii sunt carne și oase. Pentru că oamenii, cum am spus, uneori cad în nebunia aceasta de a-și manipula familia și cu amenințările cu moartea este una din aceste manipulări. Doi. Un alt mit. Sinuciderea este o problemă numai pentru o anumită clasă de oameni. Este similară aproape cu cea de prima care am enunțat-o, dar și aceasta este numai un mit. Nu. Sinuciderea este pentru toate clasele. Oamenii, să știți că oamenii bogați și oamenii înstăriți au o rată de sinucidere mai mare decât cei necăjiți, decât cei săraci. 3. Oamenii care vorbesc despre sinucidere nu vor comite acest act. Este fals. Cei ce vorbesc despre sinucidere, cum vă spuneam mai înainte, statistic, în proporție de 80% își iau viața. Proporție de 80%. 4. Cine a comis o tentativă de sinucidere rămâne cu ideea sinuciderii pentru totdeauna. Această afirmație este și da și nu. Gândul poate să-l urmărească toată viața, dar dacă n-a reușit să se sinucidă, tentativa de sinucidere poate fi interpretată ca un strigăt disperat de a fi ajutat să trăiască, să iasă din problemă. 5. Sinuciderea este moștenită. Mai ales la români este acest principiu. Zice, păi drăsa m-a omorât unul la el în casă, nu-i mirare. Asta este vorba.
nu există nici o legătură între faptul că cineva din familie care s-a sinucis influențează sau lasă ca un curs, ca un blestem pentru restul familiei să se comită acest act. Dar într-o familie în care s-a produs sinucidere, se poate să se repete sinuciderea datorită de multe ori presiunii din afară și a felului în care familia este privită, obstrucționată și izolată de cei din jur. Aceasta poate cauza mai degrabă un act de sinucidere. Și apoi, un alt mit, un creștin nu comite sinucidere. Este numai mit. Este neadevărat. Este neadevărat. De ce se face povestea aceasta? De ce se spune mitul acesta, un creștin nu comite sinucidere? Tocmai datorită faptului că nu se știe dacă cel ce se omoară, se sinucide, moare mântuit sau moare nemântuit. Și sigur că vom comenta și aspectul acesta. Incertitudinea aceasta, spune, îl duce pe un creștin să nu ia o hotărâre atât de drastică să-și curme viața, pentru că a avut destule necazuri pe pământ, de ce să se mai ducă și în iad? Că despre Iuda se spune că s-a sinucis și Iuda s-a dus unde? La locul lui. Care-i locul lui? La prăjoale. La iad s-a dus. Deci acolo s-a dus. Prin urmare, nu a avut scăpare. În felul acesta, trebuie să ne gândim, un creștin, fiind carne și oase, poate să contempleze și el, și nu numai că poate, avem între noi, chiar în comunitatea română, cazuri de oameni creștini crescuți în biserică care s-au sinucis, fie cu armă de foc, fie cu medicamente, fie s-au atârnat de un lemn, fie altfel, alte lucruri de felul acesta, s-au aruncat de pe înălțimi. Sunt gesturi disperate pe care le-am comentat până aici, îi prind pe oameni și care duc apoi la situațiile acestea.